Hai, Trei Sariu se transformă în ghiță contra al muzicii pop. Orice mișcă sau cântă intră în gura artistului. Acum Mihai e preocupat să-i răspundă lui Horea Brenciu, care l-a ironizat în concert, dar are ceva de împărțit și cu câteva vedete feminine pe care le acuză că se chiloțăresc. Mihai a intrat în dispută cu Brenciu după ce acesta a afirmat în fața a mii de spectatori că Trei Sariu merge cu trei medici în spate ca să îi aranjeze firele de păr. El a făcut-o ca să preia presa, că avea tot interesul să-i să mediatizeze concertul, iar mie mi-a convenit că mi-a făcut reclamă. Oricum, Mihai îl știe pe Horia de glumeț, așa că n-a pus la suflet remarca răutăcioasă. Nu-i porti, că când pomenești așa cu iz de răutate despre un coleg de plasă, înseamnă că e ciudă pe succesul lui sau pe ceva ce are el. Și bănuiesc că e ciudă pe vocea mea. Nu m-am întâlnit cu el de cel puțin 10 ani. De atunci nu cânta, că prezenta emisiunea Antena 1 dimineața. Și atunci era super tare. Adică mă luam brațe, mi-am inteles când spune: mamă, ce voce ai. Trei Sariu a făcut și el o mică glumiță la adresa lui Brenciu. Întâmplător, în seara în care el a făcut gluma în concert, eu prezentam o emisiune și atunci am făcut și eu mișto de el, pentru că o fată a cântat piesa lui Septembrie și a cântat-o un pic mai bine decât el. Mihai are însă ce are și cu alte vedete. Nu ține de voce, ci de felul în care se îmbracă. Păcat că vocile bune, gen Delia, Andra, Laura, sunt nevoite, practic, că nu-i de, n-au de ales. Sunt nevoite, efectiv, forțate de împrejurări să se dezbrace cât mai mult, să le văd în jurii, să ridic în picioare intenționat ca să le vedem chiloți, cum arată astăzi, cu dantele, fără dantele. Mie mi se pare ridicol. Când văd că se comportă așa și că vin așa îmbrăcate, îmi dau seama că săracele nu mai au niciun Dumnezeu. Cred că doar se poartă genul ăsta de declarații ca să faci puțină, să strânești ceva. E absurd să comentez, să încep să zic eu acum nu m-am prostituat. E penibil din start. Nu pot să acuz, nu pot să pun pe invidie, nu pot să pun pe răutate, nu pot să fac declarații despre altă persoană. Lasă-mi, ai Trei Sariu să zică ce vrea. Andreea,